La începutul acestei săptămâni, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, drumarii au luat decizia de a închide Transalpina. Prima ninsoare a căzut deja în zonă, iar drumul a devenit impracticabil. Așadar, pentru siguranța participanților la trafic, drumarii au decis să restricționeze circulația. DN67C, sectorul de drum cuprins între Rânca, Oburșa Lotului până la lacul Oașa, pe sectorul administrat de DRD pe Craiova, și mai departe până la Curpăt, sectorul administrat de DRD pe Cluj, rămâne închis din această dimineață, având în vedere prognozele meteo, prognoze care s-au și adeverit în această dimineață. Se vede că au început în zonele joase, au început ploile, iar în zonele înalte deja au apărut primii fulgi de zăpadă încă din seara trecută, iar riscul de formare al poleiului și a ghelțușului pe partea carosabilă este unul crescut și real. Astfel că s-a luat decizia închiderii acestui sector de drum. Pe restul de sector administrat de DRD pe Craiova, pe sectoarele montane vorbim de 7A, 67D sau 67C. Până în Rânca se fac revizii și se acționează cu utilaje specifice activității de dezăpezire. În câteva zile, în funcție de vreme, CNIR va decide dacă va lua măsura închiderii circulației rutiere pe acest sector de drum până în primăvara anului viitor.